Bună, eu sunt Andreea de la Andreea Lumea Cărților, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip după mult timp în care nu am mai postat. Acest videoclip era programat pentru vacanța de primăvară, dar nu prea am avut timp să filmez atunci pentru că am fost mai mult plecată, iar apoi a început școala și au început, bineînțeles, și tezele. Încă nu am terminat cu ele, dar am găsit astăzi un pic de timp liber și așa că am decis să filmez un am-n-am. V-am rugat mai de mult să-mi lăsați pe Instagram întrebări pentru un am-n-am. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, o să vă las pe aici o poză cu contul meu. Ați face bine să mă urmăriți pentru că mai postez lucruri legate despre cărți și despre canalul meu de YouTube și cum este acest am-n-am, ați putea să participați și voi cu întrebări sau cine știe ce mai trece prin cap. I-am notat aici pe un carnețel toate întrebările. Sunt undeva pe la 57 de întrebări, deci haideți să începem. 1. N-am o carte preferată. Păi nu știu exact care este cartea mea preferată, am mai multe cărți favorite, dar niciuna nu pot să spun că este preferata mea, pentru că de fiecare dată când citesc, întâlnesc o lume nouă, cu personaje super faine, cu acțiuni pe care nu le-am mai întâlnit și astfel fiecare carte este specială. Dar după cum bine știți, îmi place foarte mult Casa Secretelor. Cred că v-am înnebunit cu această carte, dar și seria Harry Potter este mereu acolo sus în top și va rămâne pentru totdeauna. 2. N-am aruncat o carte care nu mi-a plăcut. N-am făcut asta niciodată și nici nu cred că o voi face. N-am scris pe o carte. Cel mai probabil am scris când eram mai mică, țin minte că aveam o carte cu imagini care nu erau colorate și eu am început să le colorez cu creioane colorate, așa că pot spune că am scris pe o carte. N-am rupt o carte. Da, am rupt o carte trăgând și eu și o prietenă de-a mea de ea. Este vorba despre Habar n-am în orașul soarelui. Aș vrea să o scot ca să vă arăt cam cum am rupt-o. Bine, acum este lipită, dar a fost ruptă. Nu știu dacă puteți observa pe cotor. Are așa o dungă, că eu trăgeam cum ar veni de carte, ea trăgea de copertă și pur și simplu eu am rămas cu cartea, ea cu coperta sau nu mai știu exact cum a fost. Dar ce-i drept am rupt o carte, dar am avut norocul că am putut să o repar. 5. N-am zis că e o carte proastă doar pentru că am citit-o când eram în reading slump. Nu știu, pentru că de obicei cărțile care am impresia că mă bag în reading slump nu prea le mai continui. Știu că am încercat să citesc Pulbere de stele și nu mi-a plăcut. Nu știu exact dacă era din cauza că eram în reading slump sau pentru că chiar îmi plăcea acțiunea acelei cărți, dar de atunci nu am mai încercat să o recitesc. 6. N-am citit două cărți într-o zi. Am citit chiar 5 cărți într-o zi, dar erau niște cărți atât de subțiri încât cred că le terminai într-un sfert de oră. Erau cărțile din seria Călătoriile lui Robin, acele cărți de la Corin Junior, care îți prezintă 5 orașe în care a călătorit Robin împreună cu bunicul său. 7. N-am furat ceva de la magazin. Nu am făcut asta și nici nu cred că vreau să o fac. 8. N-am citit până târziu. Am citit până târziu doar maxim, cred că până la 1. Adică nu am citit mai târziu de 1 noaptea. Pentru că când citesc mi se face somn și pur și simplu trebuie să mă culc când e seară și citesc. N-am peste 200 de cărți în bibliotecă. Nu am mai numărat de mult câte cărți am în bibliotecă, dar cel mai probabil am peste 200. N-am citit cărți în engleză.
Nu cred că am citit nicio carte în engleză, am câteva. Am primit acum și una de la Booklet Fiction, o carte bilingvă. Am și primul volum din Harry Potter în engleză, dar nu am citit până acum, pentru că engleza mea nu este chiar foarte bună. N-am citit cărți 14 plus, am citit, cred că majoritatea sunt de la Young Adult, am mai citit Mara Dyer, nu știu dacă este 14 plus sau 12, dar am citit. Am amândoi colțul unei pagini. Posibil să-l fi îndoit, dar nu cu intenție, pentru că prefer să folosesc un semn de carte. Poate când am dat din greșeală cu mâna peste colțul unei cărți și s-a îndoit, dar nu a fost cu rea intenție. N-am murdărit o carte în timp ce citeam cu mâncare. Nu s-a întâmplat asta, cred că niciodată. De obicei nu mănânc în timp ce citesc sau cel mult bronțăi ceva covrigei sau ciocolată, dar nu mâncare. N-am udat o carte. Cred că mi s-a întâmplat odată să ud o carte când eram în clasele mai mici, dar nu era o carte de povești sau o carte de citit, era o carte de matematică. Mi s-a vărsat sticla cu apă în ghiozdan și cartea aia s-a făcut acordeon de la apă, dar s-a uscat și am continuat să o folosesc. N-am urât o carte, nu mi s-a întâmplat asta și sper să nu se întâmple niciodată. N-am o carte din anticariat, nu am nicio carte din niciun anticariat, nu am fost niciodată într-un anticariat. Aș vrea să merg pentru că știu că se găsesc cărți destul de faine și uneori chiar bine întreținute, dar nu știu când o să ajung. N-am o carte de la editura Epica. Nu am nicio carte de la editura Epica. N-am ars foile unei cărți. Nu știu de ce aș face asta. N-am citit o carte când făceam baie, dar mi s-a mai întâmplat să citesc în timp ce fac baie, adică pur și simplu aveam puțin timp liber și am zis să fac două lucruri deodată, dar nu citeam foarte mult, citeam câteva pagini. N-am mers la Cărturești sau Diverta și n-am cumpărat nimic. Păi am mers la Cărturești, dar de fiecare am mers cred că de două ori și de fiecare dată am plecat cu câteva cărți. Și la Diverta nu am ajuns până acum. Știu că este o librărie foarte faină care are și pe lângă cărți, lucruri de papetărie și tot felul de ustensile de scris foarte bune pentru un bullet journal. Dacă sunteți pasionați de așa ceva, eu am unul și îmi place foarte mult să desenez și chiar mi-ar plăcea să ajung o dată la Diverta. N-am mirosit cărțile înainte să le cumpăr. Iubesc să miros cărțile și nu neapărat înainte de a le cumpăra, dar atunci când le iei noi și desfaci folia aia și apoi bagi nasul între pagini și miroase a hârtie nouă, este divin, deci îmi place foarte mult. N-am pierdut o carte. Nu cred că mi s-a întâmplat asta, de obicei am mare grijă de cărțile mele. N-am citit o carte care nu mi-a plăcut, dar i-am dat un review bun. Nu cred că mi s-a întâmplat asta, deoarece îmi place să fiu sinceră și să îmi spun părerea pe care o am cu adevărat. Chiar dacă aș primi o carte, spre exemplu, ca să-i fac o recenzie și mie nu mi-ar plăcea, eu mi-aș spune punctul de vedere adevărat, că mie nu mi-a plăcut, dar asta depinde de gusturile fiecăruia. N-am aruncat niște cărți vechi? Nu cred, adică nu țin minte să fi aruncat cărțile, pur și simplu le am în diferite rafturi, în diferite biblioteci. N-am citit mai mult de 15 cărți într-o lună. Nu știu, dar nu cred că am ajuns la acest record. De obicei sunt cam leneșă cu cititul, cu toate că am un entuziasm foarte mare uneori de a citi și vreau să citesc cât mai mult. Pe parcurs nu știu unde se duce toată această tărie de a citi, dar rămân pur și simplu fără și citesc
5 cărți pe lună, dar dacă e să o luăm acum, de când a început școala, nu cred că am citit 10 cărți însumate sau... Am citit foarte puțin. N-am cumpărat cărți, chiar dacă mai aveam multe de citit. Asta cred că păzește orice cititor, adică mereu am cărți de citit și mereu îmi cumpăr altele și altele și altele. Și uite așa am ajuns eu să am biblioteca plină și să fie, cred că un sfert de bibliotecă necitită. Ok. N-am amânat să împrumut cuiva o carte pentru că nu vroiam să o deterioreze. Păi cred că nu am făcut asta pentru că nu am împrumutat foarte multe cărți, dar acum cred că aș amâna și chiar m-aș preface că am uitat să împrumut o carte pentru că am pățit de multe ori să îmi ajungă cartea înapoi foarte, foarte deteriorată și cu colțurile îndoite și nu arăta în niciun fel cum i-am dat-o, nu mai era la fel. Sau uneori chiar nu am mai primit cărțile înapoi, așa că prefer să nu împrumut decât persoanelor care știu că au grijă de cărți. N-am vrut să am toate cărțile din lume. Cred că orice cititor își dorește să aibă toate cărțile din lume, dar asta este cam imposibil. N-am citit cărți de autori români contemporani. Da, am citit câteva cărți, dar nu sunt chiar pe gustul meu, dar poate că o să mai citesc și o să-mi schimb părerea. N-am întâlnit o scriitoare sau un scriitor. Am avut ocazia să o întâlnesc pe Laura Știrbu la Gaudeamus. Dacă o cunoașteți, este cea mai drăguță autoare din toată lumea și ea a scris seria Vicontele Verenței Pierdute. N-am frați sau surori. Nu am nici frați, nici surori, sunt singură la părinți și îmi place să spun că fratele meu este câinele. N-am vrut să întâlnesc un booktuber. Vreau foarte, foarte, foarte mult să întâlnesc un booktuber și sper ca anul acesta la Bookfest să întâlnesc măcar unul, pentru că mereu când am fost la un târg de carte nu am întâlnit pe nimeni și chiar vreau să întâlnesc oameni care împart aceeași pasiune ca și mine. N-am prieteni care iubesc lectura. Cred că am câțiva, dar nu foarte mulți. Și cei care sunt nu citesc chiar atât de mult, dar nu le displac cărțile. N-am fost la Bookfest sau Gaudeamus. Am fost anul trecut și la Bookfest și la Gaudeamus și anul ăsta sper să ajung din nou la Bookfest. N-am făcut colaborări cu edituri. Da, am făcut colaborări cu câteva editori, cu editura Booklet Fiction, cu editura Casa și cred că cam atât. Sau nu mai țin eu minte? Habar n-am. Dar da, am făcut colaborări cu câteva editori. N-am primit hate. Ca orice YouTuber, normal că o să primim și comentarii de hate. Dar nu a fost un număr foarte mare, așa că eu mă bucur. N-am fost criticată pentru că citesc. Mi s-a întâmplat și asta, dar nu într-un mod foarte... Nu știu cum să zic. Adică nu am fost criticată foarte rău, așa puțin că citesc și stau toată ziua cu nasul cărți, dar trecem peste, fiecare are pasiunile lui. N-am fost lăudată și susținută pentru că citesc. Păi pot să spun că am fost susținută și oarecum acest vibe bun pe care l-am primit m-a făcut să merg mai departe și cu cititul și cu booktube-ul. N-am lucruri cu Harry Potter. Da, am lucruri cu Harry Potter și chiar mi-am mărit puțin colecția cu lucruri cu Harry Potter și mă gândeam că poate vreți să fac un videoclip cu colecția mea de lucruri cu Harry Potter.
Puteți să-mi lăsați în comentarii dacă v-ar plăcea să fac acest videoclip. Eu aș fi tare încântată. O să vă întreb și pe Instagram, o să vă las acolo un sondaj ca să votați dacă v-ar plăcea să fac un astfel de videoclip. Am cărți scrise de autori români, am seria Vicontele Verenței Pierdute, mai am o carte a domnul Papuzec, o cărțile scrise de Ana Rotea și niște cărți mai vechi, gen cărți pentru lectura obligatorie. N-am citit o carte care m-a băgat în reading slump. Păi, putem să revenim la discuția cu Pulbere de Stele. Cred că este o carte care m-a băgat într-un reading slump gigantic. N-am cumpărat o carte doar pentru aspectul fizic, adică pentru copertă. Cred că mi s-a mai întâmplat, dar știam și câteva lucruri despre ce se întâmplă în carte. N-am citit o carte care nu mi-a plăcut. Așa și așa, adică nu am citit cărți foarte rele, dar au fost unele care nu au fost chiar pe gustul meu și pe care eu nu prea le-aș recomanda. N-am stat trează ca să termin o carte. Mi s-a mai întâmplat să stau mai mult trează ca să termin o carte. De multe ori nu reușeam și o lăsam pe ziua următoare, nu știu exact. Cred că am stat odată ca să termin cartea Cimitirului și am reușit, dar nu mai aveam foarte mult din ea. N-am citit cartea Black Beauty. Am citit-o și mi-a plăcut foarte mult. Cred că a fost printre primele cărți mai grosuțe citite de mine și chiar vă recomand și vouă, este o carte super faină. N-am citit peste 10 cărți de când a început anul. Cred că nu am citit peste 10 cărți pentru că v-am zis că nu prea am mai citit mai nimic. Cam o carte pe lună și mă simt foarte prost, mi-a plăcea foarte mult să citesc, dar acum poate că vine vara și mai scăpăm de școală și de teme, poate o să am mai mult timp de citit, dar nu mai știu exact, pentru că nu mi-am notat, nu m-am mai uitat în agenda să văd ce mi-am mai notat pe acolo, dar cel mai probabil nu am citit 10 cărți. N-am animal de companie. După cum cred că v-ați dat seama, am un câine care îl consider ca și fratele meu. Este un labrador negru pe nume Jack. N-am o notă mai mică de 9. N-am plâns citind o carte. Știu că de multe ori am primit întrebarea asta la N-am, dar nu am plâns niciodată la o carte și nu știu, nu am găsit nicio carte să mă emoționeze atât de tare. N-am vrut să omor un personaj. Nu cred. Adică nu am nimic cu personajele din cărți și știu că nu aș putea să le omor, așa că nu am făcut asta. N-am citit în timpul orelor, dar am mai citit în orele în care eram ascultați, iar după ce m-a ascultat și pe mine, luam o carte și citeam, sau în orele în care nu veneau profesorii și aveam o carte din întâmplare la mine, mai citeam. Dar de obicei nu prea car și cărțile, pentru că ghiozdanul meu deja cred că are vreo 10 kg și am destul de mult de mers până la școală și cu o carte în plus ar fi și mai greu. N-am lăsat temele pentru o carte bună. De obicei prefer să îmi termin mai întâi lecțiile pentru școală și apoi să fac ceea ce îmi place mie, așa că nu mi s-a întâmplat asta. N-am citit mai multe cărți în paralel, dar de obicei când încep mai multe cărți nu termin niciuna și prefer să le citesc pe rând. N-am dat simulare. Da, am dat când eram clasa 8-a și pur și simplu a trecut. Acum o să urmeze simulările pentru BAC când o să fiu clasa 11-a, 12-a, așa că am mai trecut prin asta. N-am citit mai mult de 8 cărți în paralel.
Haideți să nu exagerăm că nu am reușit să citesc 8 cărți în paralel. Cred că am citit maxim 3 cărți în paralel, dar nu terminam niciuna. N-am citit seria Harry Potter, păi am ajuns abia până la volumul 4, am zis că o să încep vara aceasta volumul 5, dar am văzut filmele, așa că eu știu despre ce este vorba, dar mereu în cărți este o altă magie față de în filme. N-am o carte de peste 1000 de pagini, trebuie să verific asta pentru că cred că cărțiul ăsta, toate pânzele sus, are mai mult de 1000 de pagini. Nu, greșesc. Are doar vreo 600 și ceva de pagini. Atunci cred că volumul 5 din Harry Potter, dar cred că nici ăla nu ajunge la 1000. Așa că nu cred că am o carte cu mai mult de 1000 de pagini, poate doar Dex-ul. Și cam acestea au fost întrebările din acest videoclip. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă v-ar plăcea să fac un video în care să vă prezint lucrurile mele cu Harry Potter. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu ca să ne strângem 700 de cititori. Eu vă pup și ne revedem data viitoare. Pa, pa, spor la citit!